ce? Pentru că dacă CFR-ul învinge pe FCSB, credeți că le va fi sau greu? Sau mai bine zis, FCSB-ul, dacă nu câștigă, riscă anul ăsta să nu joace într-o nicio competiție europeană. Pentru că au litigiul ăsta care mi se pare că se va judeca mâine, legat de Cupa României. La comisie, da. Și e foarte grea speța. Și care regulament primează? Că dacă nici dumneavoastră nu știți cu ROAF și cu... Din punctul meu de vedere, nu-i vorba... Și de ce avem două nu-i care nu-i vorba că primează, este un ROAF care, după statut, e următorul ca și prioritate, chiar dacă disciplinarul stipulează altceva, numai că este o hotărâre din 2018 în care se stipulează că în faza 16.000-lor să șterg toate cartonașele și asta a fost introdusă această modificare, urmare a cerințe făcute de echipe de Liga 3 și Liga 2, că ele disputau 4, 5, 6 etape până ajungeau eventual să joace cu o echipă de prima ligă și atunci risca ca la cel prim joc să lipsească 2-3 jucători. Ei, din acel moment să țină evidența cartonașelor. Tot în acea hotărâre dată la etapa respectivă, se stipulează că toate celelalte se abrogă. Deci implicit se referă și la disciplinar. Și dumneavoastră cum vedeți soluția acum? Ce credeți că se va întâmpla? Din punctul meu de vedere, dacă ar fi să se judece strict regulamentar, mi-e teamă că... Ce finală vedem? Sau s-ar putea să vedem o finală Dinamo Poliaș. Sau Dinamo, pentru că a doua echipă, ambele... Să zicem că va câștiga și Iași jocul, că și Sepsi în acea situație. Da, dar înțeleg că acolo primează decizia disciplinară și atunci dacă va nu fi 3-0... Nimic. Păi 3-0. Rezultatul sportiv e 3-0. Din punctul de vedere va trebui să joace un meci de baraj. Când să mai joci acel meci? Păi da, și asta este. Pentru că altfel n-ai cum să stabilești. Sau să tragă la sorți. Deci orice ar fi, cineva poate ataca? Poftim? Se mai poate ataca orice se va decide orice dacă nu-ți convine? Orice decizie se dă, ultima cale de atac e TAS-ul. Orice decizie se dă. Și știm prea bine cât durează la TAS. Aici poți să judece. S-a dus și finala. Aici poți să judece cu celeritate, ținând cont de calendarul competițional.